Femeia, însoțită de soacra sa, se îndrepta spre centrul orașului unde au o afacere cu bragă și înghețată de casă, la intersecția cu strada Independenții. Autoturismul a fost izbit în plin de microbuzul Episcopiei Severinului și Strehaiei, care nu a oprit pentru a acorda prioritate. În urma impactului, autoturismul s-a răsturnat. Era una dintre femeile închistate acolo, mă rog, au scos-o oamenii cu chiu cu vai. Se pare că nu sunt. Au venit două salvări. Să sperăm că nu sunt victime și necazuri mari. A fost doar în centurile, că dacă nu aveam centurile, eram rău. Ce să mai... Am înțeles că e a doua oră când mi se întâmplă nimic. Exact aici. Când a fost prima dată de mult? Acum 3 ani, 3-4 ani. Am frânat târziu, când am văzut mașina am frânat. Nu... Am trecut... ca și cum ar fi fost stop. Nu aveam viteză, aveam 20-30 la oră, oprisem la stopul celălalt. Dar mi-am mai dat seama că e stop și pur și simplu am frânat când am văzut mașina pe aici. În accident, soacra șoferiței, ghinionistă, a fost rănită și a fost transportată la Spitalul Județean pentru investigații amănunțite. Polițiștii au început imediat o anchetă pentru a afla cum s-au petrecut evenimentele. Pe strada Independenței, conducătorul autoturismului Mercedes nu a respectat semnificația indicatorului oprire și nu a acordat prioritate de trecere autoturismului Volkswagen, care circula pe un drum prioritar. Sătui de numărul mare al accidentelor petrecute la intersecția străzilor Mareșal Averescu și Independenței, cei care locuiesc în zonă cer autorităților să instaleze semafoare în acest loc. Poate doar așa se vor reduce numărul evenimentelor rutiere. Vedeți dumneavoastră că de fiecare dată se întâmplă câte ceva. În special aici, păi casa asta a fost de atâtea, ia uitați-vă ce stâlpi de metal pun și tot degeaba. Care e problema? Numai dumnealor știu care au fost la volan. Polițiștii iau în calcul propunerea reinstalării în zona așa numitelor cocoașe rutiere, menite să-i oblige pe șofer să oprească sau cel puțin să încetinească pentru a se asigura.